aducerea miselor și nu este frică de provocare. În timpul liber, îmi place să citesc istorie, mai ales despre tradițiile și folclor neamului nostru, care este atât de bogat. Sunt o persoană foarte activă și energică, de aceea pasiunea mea este dansul. Dansul este o cale prin care am transmit sentimentele și gândurile. Iar astăzi o să încerc să vă transmit și dumneavoastră o parte din intensitatea emoțiilor dansului. De asemenea, aș adăuga și faptul că sunt un adevărat patriot care își iubește țara, tot cu tradiții și obiceiuri. Moldova este țara strămoșilor noștri, iar eu iubesc acest loc, pentru că aici ne sunt cel mai bine. Prin prezentarea mea am vrut să renasc puțin rădăcinile strămoșilor noștri. Îmi plac foarte mult animalele
face și aș dori să am un acvariu sau să trăiesc într-un acvariu sunt în mare, în ocean, undeva unde să admir frumusețea, toate animăluțele astea de la ocean, de la mare, toate algele, să văd care este lumea lor, totuși acvariu. Te rog. Da, întrebare. Vreau să-mi cumpăr un bumerang nou, cum pot scăpa de cel vechi? Îl pun la păstrare, poate mai are cineva nevoie de el. Sau în cel mai rău caz, sau în cel mai fain caz, ar fi să-l dai copiilor ceea care chiar nici nu știu ce ai bumerang. Ce ai face cu banii dacă ai câștiga 1.000.000 la loterie? Dacă aș câștiga 1.000.000 la loterie, aș dona tuturor copiilor în fani, pentru că îmi este milă. Cuvântului sinonim. Am stat eu și m-am gândit așa. Păi nici eu nu știu. Cred că e sinonim. Mulțumesc frumos! Dacă ai face parte dintr-o echipă, ai prefera să faci parte dintr-o echipă bună, care pierde, sau o echipă nu prea bună, dar care câștigă? De ce? Cred că aș face parte dintr-o echipă bună care pierde, cu o mică remarcă că o echipă bună niciodată nu poate pierde și mereu va învinge. Bună seara! Prima întrebare. Dacă ai avea ocazie să trăiești o zi din viața unei alte persoane care trăiește sau a trăit vreodată, care ar fi aceasta și de ce? Cred că aș vrea să fiu un lucru lui Dumnezeu, pentru că am vrut tare să văd să particip și eu la cum a fost creată lumea sau cum a fost creat pământul. De ce morcovul este mai portocaliu decât o portocală? După părerea mea, cred că morcovul crește în pământ și nu are soare, iar portocala este lovită de soare. Și de aia cred așa. De ce anume tu ar trebui să fii câștigătoarea concursului? Eu nu cred că eu ar trebui să fiu câștigătoarea concursului, pentru că noi toate suntem câștigătoare. Ce s-ar schimba în viața ta dacă ai câștiga? Probabil că mi-aș face amintiri frumoase și prietene noi. A doua întrebare. De ce nu există mâncare de pisici cu gust de șoareci? Probabil că există mâncare de pisici cu gust de pești. Tot iertat!
să văd lumea și e mare. Cum ați crede? Mamă și-a fost să-mi luăm pe vreme. La o vreme, ai venit să-mi stenahore și pohondri. Așadar, nu-ți uita vorba. Într-o dimineață, pe la toacă, după ce am concurs să-i dea răstința și de care lipsința, ne-am luat către a fost în lișa în spăla putina. Soțul meu, paharul cu bărsoi. Galerii de muzeuri de vrei să ai, monumenturi de vrei să ai, pasajul românii ca la București de vrei să ai, teatru, cât lumea! Eu nu le-am vizitat nici pe unele, nici pe altele, pentru că am avut umblare pe la magazin de marșand de mod. Nu era sară să mă duc acolo la petrecere. M-am jucat și carcanul. Acolo am făcut cunoștință cu contesa și de prințesa, dar și eu mai cu haz, poetul nevastră, era domnul Agachi Flută, un bărbat în doi pei, care a fost folintit la Ipsilant. Flută mi-a compus un cântec, da, să vi-l spun. Numai să rămâi între noi, să nu afle bărbatul. Ascultați. Vivat mândră chirițoaie, vivat șpanchea de bărsoaie, why, 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 why? Chirițoaia din natură, jiga și pistima sură, 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 sură. Tra-la-la, tra-la-la, stai chirițoșoc și așa, tra-la-la, tra-la-la, stai mereu cu foc și așa. Chirițoaia spreșenată și ca un amoroasă, roasă, 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 roasă. Tra-la-la, tra-la-la, stai chirițoșoc și așa. Tra-la-la, tra-la-la, stai mereu cu foc și așa. La-la-la-la-la-la, cancano, hei! Vai de mine, ce bărbat e, vă rog, să rămâi între noi, între noi să rămâi, e! We'll be right back.
Dacă oasele dor, dacă n-au
rozare de sare. Ne amintim și de ei după un săptămân. Fii bătrân ce suntem cu părinții bătrâni. Mai așteaptă și acum semne de la strămoși sau scrisuri de la fii, cum că ar fi norocoși. Și de pa-
constă numai din exterior, ci desigur se află într-o strânsă legătură cu un sentiment interior și desigur încrederea în sine. Mulțumesc! Aici.
5, 4, 4, 4, 4, 3, 4. Zici toți membrii jurului. Dragi spectatori, să știți că eu nu i-am spus că o să chem în față. Vreau să-i vinieți, ca după aia să-i așteptați afară, ca să nu v-am făcut ceva. Și am să rog și pe Parascovia să aduc lista cu totalurile. Vă rog la microfon. Vini, vini, vini. Eu știu, poate aveți un salut. Stimați juri, eu am cer scuze că atâta mă iau de capurile dumneavoastră. Am să vă rog să fiți aici lângă mine, cât mai coordonăm. Vreau să vă spun că sunt foarte strâns. Părintele a fost foarte bune. Într-adevăr, femeile frumoase sunt o forță, femeile deștepte sunt o forță, însă femeile frumoase și deștepte, cred că e o energie reală, care poate să contribuie la ceva bun, formă energie, dar poate și să distrugă orașul întreg de bărbați. Astfel, vă citesc, voi citi punctajul total la fiecare, după cum au fost înscris în listă, de la 1 la 7, și dumneavoastră veți vedea singuri care are cel mai mare punctaj. Astfel, Pali Ana Maria. Domnul președinte, ce scuze? Haideți suspansul să-l creștem. Vreau să menționez. Concurentele noastre vor fi apreciate în felul următor. Toate vor avea primii bănești. Partenerii noștri cu pacienții economici, care a menționat mai sus, vin și ei cu niște premii. Ceilalte patru concurente, respect care, de fapt, sunt și pe locul 4, fiindcă nu este locul 5, 6, 7, la fel vor beneficia de premii și aici momentul culminant. Rezultat. Patricia, 121 de puncte. Anastasia, 133 de puncte. Alina, 131 de puncte. Alexandrina, 130. Silvia, 114. Și Cristina, 127. Eu nu știu dacă cel puțin eu nu am fost atât de abil la matematică ca să calculez acum în saltul. Bine, mulțumesc. Locul 1, 2, 3. De locul 3 se împlinește, spunem că la corpus, Vrânceanu Alexandrina. Și locul 3, Lozovan Anastasia.
clipă. Totul este menținut la Consiliul noastră și Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport. Președintele al lor, domnul Mihail Popa, șef Secției Cultură, Turism, Tineret și Sport, doamna Vera Schirliu. Vă rog pe domnul vicepreședinte al raionului, domnul Ion Ostu, președintele juriului, să imuneze acest buchet special de flori pentru Miss Secția Cultură. Evenimentele demarează destul de interesant. Eu sunt mândră că Secția Cultură, Specia Consiliului Raional, a reușit să susțină cu brio acest maraton de evenimente. Fiecare domnișoară își acceptă să participe într-un concurs unde nu este sigur că va câștiga. Pentru că, cum ar fi, orgoliu e orgoliu și demnitate e demnitate. Dar fetele au dat dovadă de curaj, de înțelepciune, de erudiție, de frumusețe, că sunt frumoase toate. Eu le doresc un drum bun în viață, cu norocul să le păzească și să le apere, eu știu, viața lor, să persiste toată viața lor, succes în toate care le urmează. La mulți ani, fetele! Aplauze! Toate fetele au fost bravo, toate s-au străduit, toate sunt frumoase, talentate, deosebite. Și păcat că există doar un loc de locul 1. Din păcate, astăzi n-am fost favorita concursului, m-am plasat pe locul 2, îmi pare foarte rău. Diferența între locul 2 și locul 1 a fost de punct 2 și chiar m-a întristat faptul, dar într același timp m-a bucurat enorm de mult că am avut o sală plină de susținători care m-au încurajat, care mă iubesc și țin la mine. Cred că asta este cel mai important. Dar faptul că n-am fost pe locul întâi este doar un fapt. Dacă sincer, m-am pregătit foarte puțin pentru concurs, nu am avut destul timp liber, deoarece mai învăț, lucrez și deseori nu reușeam să mă pregătesc. Dar cred că într-o săptămână am reușit să pun toate la rândul lor ca să fiu demnă și apreciată de toți.